ceea ce e simplu e foarte greu de realizat. Și modul sau formatul pe care noi vrem să-l aibă balul operei, începând cu acest an, este unul simplu, de etichetă. Oamenii care vin să se vadă pe ei în ținuta lor că respectă acest sanctuar în care calcă, același respect îl vom avea și noi prin felul în care noi ne vom adresa lor. Vrem să fie al comunității și ca prim pas în această direcție a fost un parteneriat pe care îl avem cu Consorțiul Universităților din Cluj. Toți domnii rectori au fost de acord ca acest bal să fie frutos într-adevăr de Opera Națională Română din Cluj, împreună cu Consorțiul Universităților. Îmi pare nespus de rău, domnul rector Ion Aurel Popu, și cere scuze, a avut ceva ședință de senat și n-a putut să fie chiar dumnealui în persoană în această zi alături de noi. Implicarea dumnealor este în mare parte în ceea ce privește decernările de premii, care se continuă ca și titluri, așa cum a spus domnul Matei Mico, se continuă în viitor. În unii ani se vor da o parte din ele, în alți ani se vor alterna unele dintre premii. Cert este că an de an se va da acel premiu al seniorilor cetății, abordat de, chiar de consorțiu, decis de consorțiu, persoana unică ce va primi acel premiu an de an. Din partea Operei Naționale, pot să vă spun că acel trofeu Lia Bubic, într-o discuție cu domnul rector Vasile Jucan al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, deși au cerut expres ca acel trofeu să meargă în direcția dumnealor și să-l ofere Academia de Muzică într-un festival pe care dânsii îl organizează în fiecare an. Și având această discuție, împreună cu colegii mei, am decis să creăm un nou trofeu care se dă o singură dată în an în cadrul balului operei. Trofeul Operei Naționale se va numi Popovici Bayreuth. El, ca și prim director al acestei instituții, eu cred că este și se cuvine ca acest premiu să se numească Popovici Bayreuth. Un alt premiu pe care vrem să-l dăm, pentru că acest bal al operei vrem să vină și în sprijinul tinerilor, și pentru că este balul operei, vreau să meargă în sprijinul tinerilor cântăreți. S-a inițiat în urmă cu câțiva ani acest premiu al Alexandru Fărcaș, care era acordat de către domnul Remus Pop. Vrem să mergem în continuare cu acest premiu al Alexandru Fărcaș. Comisia care îl hotărăște este formată din domnul rector Vasile Jucan al Academiei de Muzică. Voi fi și eu în comisie alături de doamna decan Elena Andrieș, fost decan al Facultății de Cânt și Artă Scenică din cadrul Academiei. Aceste premii vor veni din partea aceasta operei și Academiei de Muzică, pe lângă seniorii cetății și celelalte premii care, așa cum v-am spus, la decizia consorțiului se vor da într-un anumit an sau în alt an va alterna. Ca și format, pentru că v-am spus că vrem să fie unul simplu, balul va avea două părți. O parte muzicală, în care va fi implicat ansamblul Operei Naționale cu soliștii casei în acest an, și bineînțeles că ne gândim ca în anii viitori să avem soliști invitați, atât dintre cei români care își desfășoară activități solistice sau își dezvoltă cariere importante pe plan internațional. În acest an vor fi soliștii casei, pe care vreau să vă spun că sunt valoroși. Soliștii Operei Naționale din Cluj putreieră nu numai scenele teatrelor de operă din România, putreieră și scene importante europene. Și de ce să nu-i punem în valoare? Sunt foarte buni, sunt apreciați în alte parte, ei se cânte la balul operei, foarte important. Și de asta am ales ca primul bal organizat de noi să fie cu oamenii casei. Va fi implicat și baletul Operei Naționale, vor fi implicați, așa cum veți vedea, și doi soliști instrumentiști, pentru că vreau să pun în valoare și soliști din cadrul orchestrei, și mă refer la concertmaestru și la prim violoncelistul partidei noastre de cello din Orchestra Operei Naționale.
prima parte va avea integrată și aceste momente de acordat de premii. Vrem să includem și o parte din comunitate, niște școli de dans care vor veni și vor valsa în cadrul balului, pentru că vrem să cuprindem și din afară, nu doar profesioniștii, dar și cei care poate se vor pregăti, și vrem să facem o tradiție, cum este și prin alte părți, ca aceste școli să se pregătească jumătate de an, un an, ca ei să apară la balul operei, să fie văzuți valsând pe platoul balului operei, care nu este lipsit de importanță, mai ales pentru cei care fac asta din pasiune și nu desfășoară sau nu-și dezvoltă o carieră în acest sens. Partea a doua a balului se va muta în foaier, cu dineul care va fi organizat pentru cei care vor fi prezenți, dar sala va rămâne în continuare sala de bal, ca toți cei care sunt implicați și cei care sunt în public să participe la bal și să poată dansa. Cu toate astea fiind spuse, eu o să vă invit în sală pentru a discuta și pentru a vi prezenta pe colegii mei, așa cum spuneam, și vă vom explica ce vrem să facem și vă vom răspunde și la întrebări. Deci acum, în momentul acela de modă, nu se renunță la modă și la... Momentan, da. Mergem în sală.